Unde ai pus tricoul ăla? Crem? Da. Nu l-a dat spălat. Dacă vă întrebați de ce nu se auzeau bine, e pentru că băieții vorbeau fără lavaliere, motiv pentru care au fost sancționați. Asta e, am greșit, ne asumăm. Deci 200 la noi cu 200 la Liviu, 1300. Mai mâncăm... Cum 1300, 200 cu 200, 1400? Păi și din cât aveam deja scăzut? Avem 1800, minus 400? 400, da. Asta mai lăsați-mi-le și mie, că le pun mâini. Mai sărac și mai sperat. Casier, se iartă acum. Să sperăm, dacă acum se dorește. Hai mai vorbesește, frate, eu uite, mă, au venit să schimbe. Bă, cine te-a pus, mă, să schimbă în baterie? Hai, mă, lasă-mă, îmi faci mai vorbire. Lasă, că vreau să zic ceva. Bă, e dimineața. Era timpul să iau și eu amendă, mă, că prea n-am luat deloc. Da, că era timpul, dar nu era timpul acum, măcar săptămâna următoare. Deja avem 400. Bă, ai trei amenzi până acum. Bă, taci, mă, că ai vorbit și tu în baie, că tu vorbeai cu el. Eu mi-așezam hainele. Dedici, de ce te-ai trezit? Frate, dacă tot intrați, ieșiți, intrați, ieșiți, vine și asta trage de dulap. Nu mai zi așa, că vorbim mai multe și o să iei și tu amenzi. Și o să fim toți trei la comun. Păi eram toți trei și vorbeam în baie. De bun, Albert, eram toți trei și vorbeam în baie. Vă rog frumos să-i curesc și lui Cristian, ca să fim cu toți acolo, ca să nu mai zică nimic. Eram toți trei și vorbeam și vorbeai tu cu Alex, mi-așezam hainele. Eu doar te-am întrebat dacă te bagi la duș. Păi tu! Păi și tu vorbeai cu Alex, păi, mă? Păi asta era cu mine, ești nebun? Nu erai cu ea la gât, pă. Ce mai contează, mă? Mai vrei să-i mai dea? Mai vrei să-i mai dea și lui ăsta 100? Păi asta-i zic, era... să închidă subiectul ca să nu mai luăm încă una. Câte 100 de fiecare? Albert, nu mai mânca nimic, păi. Ai luat 3 amenzi într-o săptămână, ești nebun? Mă, două, la mă, două. 3. Două, mă. Că una e penalizarea. Marți, luni. Ce amenzi au luat, mă? Bă, a luat penalizarea, fără cadouri. Deci înseamnă că mâine marți mai e una, nu? Și una de 100 și una de 100. 200. Cât s-a luat acolo? O dată. 200 cu 200 cu 5.000. Dar nu, mă, că nu, asta e pe săptămâna asta. Și ăla merită trezit acum, că și ăla, numai fără la valiere mergeți. Hai. A, bă, că am luat-o și o prima, a, să nu mă blama. N-am treabă cu tine. Aolo, bă, gata, bă, ce? Mamă, mă, Albert, ești bă, ce chitică. Bă, bune, frate, bă, ce vreme. Bă, bune vorbesc. Doamne, deci, vă rog frumos, deci mai suportăm 100. Dați-i, vă rog frumos, și lui Cristian, că să fie cum trebuie. Uite, ok, la cerea lui Albert și Cristian are 100 de lei din bugetul comun, uite, vezi? N-am. Bă, Cristiane, mă, ce faci, mă? Ce faci, mă, Cristian? Băi, ce faci ăsta? Asta la 4 am venit până acum. Pe care 4, mă? Puteți, vă rog frumos, să-i am luat șirea lui Albert, cred că vorbește apa din el. Vă rugăm frumos, a luat Albert razna. Mamă, 5 milioane amendă. Lasă-mă să fie, dacă deci vreți doma... așa. Băi, s-a luat în 40 de când nu s-a luat tot sezonul. Ce fac cu Cristiane, mă? Bă... Eu nu fac nimic, frate, că eu n-am făcut nimic. Dar ți-am și zis, mă, Albert, să te ajungi în vinim, mă. Bă, dacă el nu se oprește, mă... 1300, nu? A, este. Hai să-i trezim pe toți să le dăm peste. Gata, mă, hai să ne miștim. Și cum așa, toți amendă să mai avem niciun... Asta e la mișto, îți dai seama, nu? Nu știu. Că pe bune este la mișto. Ia, stai că acum scrie, nu e la mișto. Păi asta nu are cum să fie pe bune. Adică la cererea lui Albert. Cine e Albert ca să la cererea lui Albert să ia Cristian? Da, mă, Cristiane, mă, ce ai? Pe bune, acum. Asta e la mișto, îți dai seama. Vedem miercuri, când ne vin 200 de lei, ai luat ce lecuri de 200 de lei. Doamne, asta n-are cum să fie. Lasă-mă că chiar zis cum să fie. Așa v-a zis că toți că bați în greșe. În curând, nu există la mișto, în privința mea, să nu purtați la valier. Da, nu știu, la valier. Trebuie să-ți sun și... Noapte bună, băi. Hai, bine. Trebuia să-mi dați atunci. Mi-ați dat acum. Hai, mă, că mă enervez, mă, trei amenzi, dar acum la doar. Ia uite, mă, stai, Cristi. Nu pot să cred așa ceva. Ce, mă, s-a trezit? Nu pot să cred așa. Unde pleci, mă? Băi, stai! Ai la valiera? Du-te sus acum, du-te sus acum! Ce ai, mă? Oare, mă, oare, 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 mă? Mă, oare, mă? Speriat. Ia uite-l, mă, am zis că... Puteai să taci, nu eram ok. Bă, dar te-am rugat, frate, să te liniștești. Băi, dar cu ce să mă liniștesc? Că n-am făcut nimic pe aici. Bă... Puteai să taci, dar tu ai preferat să-i arăți și pe alții și să ne mai arătăm toți încă de 100, știi? Chiar dacă am vorbit, chiar dacă n-am vorbit. Tu te-ai dus și lei. Copt și le-ai adus la cop. Ba, copt, ce-ai venit cu de-astea, ok? Când s-au luat, eu n-am făcut așa.
Nici la Liviu, că a luat 200, eu n-am făcut așa. Și la nimeni la care a luat amenzi n-am făcut așa. Ok? Ce am zis, bă, am luat tot, știi, ai știut destul de clar că am vorbit cu toți acolo. Te-am zis, gata, mă, gata, am zis, o dată, două ori, de trei ori. Și ce crezi că ziceam? Ce, ți-am zis ceva? Băi, a mers pe burtă de fiecare dată. Chiar a mers pe burtă. Haide, mă, că nu vreau de astea acum, îți zic sincer. O să ajungem să ne mâncăm între noi, înțelegi? La figurat vorbind. Da. Dacă înțelegi ce vreau să zic prin asta și nu e ok. Adică eu nu vreau să mă da, cu tine, nu vreau să pun discuții, frate. Nu vreau înțelegi? Să așa, dar... Nu te-ai nici să-ți arăt, să-ți demonstrezi da, eu te înțeleg și că tine nu am nicio zici, treabă, știi? Dar... Da, eu dacă zis... suntem proști, suntem proști cu toții. Păi, dar eu zic să... Eu asta ți-am zis. Adică, știi cum, știai și tu că am fost cu toți acolo, am luat numai eu cu el, n-am zis nimic. Da, ți-mi sunt în Caterin, că nu ți-am zis. Da, știi tu, dar nu mai trebuia să mai... Știu ce zici, dar nu mai trebuia să mai intervenim pe subiect, știi? Las-o, lăsăm așa și aia e. Adică, bă, am luat tot noi doi, nu mai conta. Era important că era mai puțin. Mănânc. Da, dar nu trebuia să mai zici nimic, mă. Trebuia să o lași așa. Bă, n-ai fost aici? Păi, ba da, mă, știu că e așa, dar puteai să nu zici nimic. Am dat 100. Acum fiecare face ce vrea, ce simte. Așa, ca să concluzionăm, ce sumă aveți, drept amendă? Nu, 500 în total. În total. 500 în total. 300 aseară. Ok. Asta e. 500 mai puțin. Vorbiți cu cale, el le are, cu, le, le are notate pe toate. El ține avem evidența. Da, voi sunteți mai multe. Ei sunt... La cât sunt ei, 500 se cunoaște. Și tu de ce ai luat 200? Tot aceeași poveste. A, da. Dar eu am avut drum fără. A fost agravantă, da, 200. Păi, ce să zic? Încă n-ați învățat regulile, băieți? Ba da. Păi cum? Mi se pare că ne-am îngrășat. Asta cred eu. Și ne-am îngrășat, eu am pus 3-4 kg. Păi am mai ales câte 2-3 amenzi astea. Da, vreți să le dați pe toate într-o săptămână? Că, na. Se alimentă obiectiv? Ce ne? Eu tot din seara. Să mai luăm o amendă, nu? Adică Albert, nu se pune prea pe la somn, poți la tine e record, nu? Nu record, am eu... doar 200 de lei. E record de lei, Liviu. Doar 200, adică două amenzi sunt ale tale din alea. Da, doamne, da. Da. Și tu două. Păi nu, una... Una e de săptămâna trecută. Una 200, da, de săptămâna trecută. Aia s-a prescris? Aia s-a dus. S-a prescris, da. Da, acum exact ce discutam și... la precedenta amendă, că tu aveai o problemă că fac și alții, că dorm și eu, dar dorm și alții. Da, vă dați seama, acum, na. Ce să mă, nu am zis nimic, eram acolo cu toți. Am scăpat și noi câte o vorbă. S-a greșit, sperăm că o să învățăm pe viitor. Să nu mai, să nu mai luăm amenzi, să putem să avem și noi un buget. Ok. Da, doar că ce încercam eu să spun, ai înțeles? Încercam să-ți spun? Că? Că? Că ce? A făcut la fel și aseară. Nu vorbiți mai tare, stați un pic, zi mai tare. A făcut la fel și aseară, adică dădea vina iar pe altcineva. Dar nu că am dat vina, adică... Cum a venit Cristian și mi-a spus că, bă, ce faci, că nu știu ce, și am zis, bă, eu când se iau amenzi, nu fac așa, adică nu mă duc și mă iau de om și... Bă, ce ai făcut și cum ai făcut și așa? Adică, bă, lasă așa, s-a luat, o suportăm și aia este. Și aș vrea și chestia asta să fie reciprocă. Adică? Să adică, te felicite și el când iei următoarea amendă? Adică, în momentul în care oricine din casă ia o amendă, toți să fim unul pentru celălalt. Adică... Trebuie să te felicite! Unul pentru toți, știți că... Da, deci să te felicite! Și toți nu să ne felicităm! Păi așa, adică, pare, adică bravo, tată, bravo! Hai să nu... Să ne înțelegem, adică că azi pot lua eu, mâine poate lua oricine.
Uite, colegii din regie vor să afle următorul lucru. Dacă tu ai remarcat că, ok, ei au dat o amendă de 200 de lei, da? Pentru tine și pentru Alex. Probabil ulterior au văzut pe imagini că era și Cristian, au verificat, dar au zis, ok, hai, lasă că le-am dat 200, mai luaseră 200 de la Liviu, hai să, asta e. Dar dacă tu ai tot insistat să evidențiezi o treabă, o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, e clar că nu puteau să spună, o să vadă și alții, o să creadă că avantajul pe cineva. Păi am și spus de ce am spus treaba asta. Pentru că a venit la mine cu treaba asta. Bă, iar ai luat, iar nu știu ce. Și am zis, bă, gata, las-o așa. Că și tu ai fost acolo, i-am zis o dată, de două ori, de trei ori. De patru ori, până când colegii au dat amendă. Ok, hai, dacă nu s-au prins că au vrut să... Am vrut și noi să dăm mai puțin ca să nu-i ardem prea tare la buget, hai să-i ardem. Am fost toți acolo, nu mai voiam să mai suport în față, dar dacă... Dar tocmai că ai scos, asta era ideea. Păi, v-am spus și de ce. Că a venit iar la mine cu o chestie de genul. Atunci să n-ai pretenția și din partea lor ca când greșește unul să fie toți pentru unul și unul pentru toți. Pentru că nici tu n-ai avut solidaritatea asta atunci. Tu ai cerut o amendă. Eu v-am spus ce se întâmplă, ce fac eu în momentul în care se iau amendă. Adică în momentul în care a luat Liviu, m-am dus și i-am reproșat. Bă, ce ai făcut, cum ai făcut și așa. Adică am lăsat-o. Dar e reproșat că și el l-a purtat, e și el merită o amendă. Păi v-am spus, acum v-am spus de ce. Dar toată lumea acum a înțeles-o. Nu, cum ați spus exact? Nu înțeleg ideea, de fapt. Da, am înțeles că... Așa. Ca să nu luați mai mult. Doar 200. Dar nu trebuia Cristian să zică ceva, să vrea să zică Albert. Dar Cristian, știi că el e vinovat, vrea să tacă. Dar asta a fost. Pe când Cristian știa că și el a vorbit în baie, normal, el trebuia să tacă. Băi, tac. Asta vrea să-i explici Albert, să o înțeles. El trebuia să tacă, a vorbit și eu, Biri, când a primit amendă. Adică am zis și acolo. Am luat mai doi, dacă nu s-a oprit. Știi că ești vinovat, totu' zici, taci. Nu este normal așa? Și logic. Ce zici, Cristi? Să ne mai asumăm și noi, să mai tăcem din gură. Asta e. Da, să mă vedem. Sperăm să nu mai fie pe viitor. Se aplică pentru toți. Da, mă rog, nu știu cum o să vă descurcați săptămâna asta. Multă baftă vă doresc. Vorba voastră. Cine s-a îngrășat, asta e, mănâncă mai puțin. Da. Ce? Vă luați mai mult orez, că ăla se umflă și ovăz, dacă vă place ovăzul. Pufuleți? Ce mai? Pufuleți. O barcoacă, o pămână murtă și lasă. O mămăligă și cacare. Și cine știe, poate mai rămâne ceva de la fete. Că la ele niște pateu desfăcut. Păi da, doamna Florea, cât credeți că o să țină oala de sarmale? Că sunteți mulți. Ia, pâinea e gratis, pâinea e gratis că e de la producție, deci fără număr. Și zahăr. Bine, hai să luăm o scurt.